O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Această carte zguduitoare, Imaculate Documentate, este fără îndoială cel mai bun volum scris despre Putin, despre oamenii din jurul lui și poate chiar despre Rusia contemporană. Cartea Oamenii lui Putin va deveni cu siguranță relatarea cea mai importantă despre Putin și putinism. În Oamenii lui Putin, jurnalista de investigații Catherine Belton dezvăluie cum Vladimir Putin și un mic grup de caghebiști din jurul lui au ajuns la putere și au jefuit țara. Belton accesează jucători cheie din interiorul Kremlinului pentru a dezvălui cum i-a înlocuit Putin pe afaceriștii independenți ai epocii Elțăn cu noua generație de oligarhi loiali. Expunerea lui Belton începe în ceața prăbușirii URSS, când rețelele de operative au sifonat miliarde de dolari din întreprinderile de stat și și-au mutat prada în Occident. Putin și aliații lui și-au finalizat mai apoi planul, preluând controlul asupra economiei ruse, suprimând vocile independente și lansând operațiuni de influență sub acoperire în străinătate. Oamenii lui Putin este povestea completă a modului în care s-au sfârșit speranțele de construire a unei noi Rusii, cu consecințe dramatice pentru locuitorii ei și, din ce în ce mai mult, pentru întreaga lume. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.